Imagini incredibile surprinse în campusul Tudor Vladimirescu din Iași. Trei studenți și-au aruncat în toiul nopții mobila din cameră pe geam. Acum tinerii riscă să fie amendați pentru aruncarea deșeurilor. Marian Jinga, doamnelor și domnilor, cu toate informațiile. Marian, bună dimineața! Ce s-a întâmplat acolo? De ce și-au aruncat mobila pe geam? Ca să scosmetizez de camere, le-ați putea spune pe scurt despre acest incident. Într-adevăr, imaginile pe care le vedeți au fost surprinse în toiul nopții în campusul universitar Tudor Vladimirescu din municipiul Iași, acolo unde s-au făcut repartițiile pentru camerele din cămin, iar unii dintre studenți au început, cum spuneam, să-și facă amenajări pentru că anul următor acolo vor locui și probabil nu le place mobilierul. Asta nu înseamnă că pe cel vechi trebuie să arunce pe geam, exact asta s-a și întâmplat. Mobilierul dintr-o cameră a căminului a fost aruncat efectiv de la etajul 2 pe geam în spațiul verde în fața acestui cămin. Dincolo de zgomotul aferent, nimeni nu a strâns mobilierul făcut morman acolo în fața clădirii, iar reprezentanții autorităților spun că la Iași se întâmplă destul de frecvent acest lucru și deja cei de la firma de salubritate care aparține de primărie, de consiliu local, și-au făcut un obicei din a strânge cam tot ce aruncă oamenii pe geam. Ei bine, în cazul de față, studenții care au scăpat în acest fel de mobilier, aruncându-l pe geam, sunt pasibili de amendă pe care poliția locală de la Iași o dă în astfel de situații.